există o gaură la buget. În primul rând, avem o încetinire pe încasările de la venituri pe primul trimestru în jur de 4,7 miliarde de lei. Am luat o decizie în coaliție, am prezentat situația, noi facem analize trimestriale, iar decizia domnului prim-ministru și decizia liderilor a fost să facem o ajustare și pe cheltuieli în valoare de circa 20 de miliarde de lei. Domnul Câciu a preluat mandatul la Ministerul de Finanțe în 2021, luna noiembrie, moștenind un deficit de 4,7% din PIB. Și în ultima lună a reușit să facă 2% din PIB în plus și a terminat anul cu 6,7%. Într-o lună, domnul Câciu a făcut 2% din PIB deficit. Domnule Vâlceanu, 20 de miliarde de lei este suma vehiculată la ședința coaliției de către primul ministru Nicolae Ciucă. Erați la guvernare atunci când ați cumpărat fraudulos vaccinuri de 1 miliard de euro. Ăsta este adevărul. Și da, poate că astăzi facem plăți. Cu siguranță, economia națională prezintă semne de încetinire. Ca urmare a crizelor prin care am trecut, tocmai de aceea, misiunea noastră în calitate de decidenți politici responsabili este să continuăm consolidarea bugetară prin eficientizarea activității de colectare și limitarea cheltuielilor bugetare. Ați făcut bugetul țării franjuri. Ne uităm la execuția la 3 luni și vedem un dezastru. Ați cheltuit cu aproape 25 de miliarde de lei mai mult decât ați încasat, ceea ce este un record. Cheltuielile s-au umflat anul trecut pentru a vă hrăni clientela de partid. Barca numită România se scufundă și lăutarii noastre ai actualei puteri au amuțit. Domnule ministru, este posibil pentru a acoperi gaura din buget să veniți cu o nouă rundă de creșteri de taxe și impozite pentru firmele românești, adică pentru antreprenori?